Istoria lui Fan Edition începea sub auspiciul lui Samsung Galaxy Note 7 și al problemelor sale. Prin 2017, Samsung se revanșa cu un Galaxy Note Fan Edition și iată-ne acum la ani distanță, cu acea criză în manualele de PR și cu un alt tip de Fan Edition, un Galaxy S mai ieftin, dar tot cu putere de flagship. Așa se face că acum ne găsim în fața lui Samsung Galaxy S24 FE, al cărui preț deja a scăzut. A fost anunțat când eram în Berlin la final de septembrie și acum deja a picat prețul de la 4.000 spre 3.100 de lei. Față de predecesor sunt câteva schimbări notabile, iar aici aș include diagonala mai mare, boost-ul de mAh pentru baterie, dar și procesorul de generație nouă, un Exynos 2400 mai jos tactat decât cel găsit pe seria S24. Apare și o nouă configurație pentru cei care vor extra stocare, iar designul rămâne în mare același, familiar, fără schimbări majore. Samsung Galaxy S24 Fan Edition este un smartphone cu potențial și vom descoperi din recenzie cum se descurcă în raport cu rivalii principali. Mă gândesc la Xiaomi 14T Pro, Motorola Edge 50 Pro, ba chiar și un Galaxy S24 sau chiar S24 Plus. Limbajul de design Samsung a rămas același și în 2024 pentru mai toate seriile de telefoane, iar Galaxy S24 Fan Edition nu face excepție, fiind în mare 1:1 cu ce oferă și S24 la nivel de look. Ce înseamnă asta? Păi, muchi plate, un panou spate la fel de plat și trei camere foto amplasate vertical în spate, alături de un blitz LED lângă. Toate aceste elemente compun un design familiar care nu prea mai atrage atenția celor din jur. O fac totuși culorile, pentru că pe lângă clasicele alb sau negru, disponibile pe mai toate telefoanele, aici ai opțiuni precum albastru, verde sau chiar galben, nuanțe care mai degrabă mă duc cu gândul la un Galaxy A. O strategie Samsung prin care sunt scoase în evidență flagship-urile principale este aceea de a livra muchi mai groase pe modelele A și Fan Edition, așa cum se întâmplă și aici. Telefonul are certificare IP68, rezistă la apă și praf și are o ramă din aluminiu și protecție din sticlă Gorilla Glass Victus Plus în față și spate. Trecem la ecran și, din păcate, la Galaxy S24 Fan Edition avem sacrificii la nivel de muchi. Cu toate că diagonala a crescut, muchile rămân groase în jurul acestui panou și nu este atât de imersiv precum mi-aș fi dorit, mai ales ținând cont de prețul plătit. Măcar situația este un pic mai roz decât la predecesorul care avea raport ecran-corp de 83,2%. E bine, acum am urcat la 88%. Avem aici un panou Dynamic AMOLED 2X de 6,7 inch cu rată de refresh de 120 de Hz, suport HDR 10+, rezoluție Full HD+, dar și protecție Gorilla Glass Victus Plus. Aș adăuga și că S24 FE nu are tehnologie LTPO. Cu luxmetrul am măsurat 914 lux, astfel că stăm mai bine decât un Motorola Edge 50 Pro, cu un lux peste Vivo X90 Pro și cu un loc 40 ocupat în clasament. Trecem la interiorul telefonului și găsim un procesor Exynos, dar nu este un Exynos 2400, cel de pe S24 sau S24 Plus. Este un Exynos 2400E, un procesor, un nucleu Prime tactat mai jos. În loc de 3,2 GHz, scade la 3,1 GHz. Acest CPU cu 10 nuclee are alături un GPU Eclipse 940. Cum s-a descurcat în benchmark-uri? Chiar bine, aș spune. De menționat faptul că avem doar variante cu 8 GB de RAM la bord. Diferențele între telefoane sunt la nivel de stocare. În AnTuTu 10 am obținut 1,6 milioane de puncte, fiind pe locul 10 în clasament, imediat sub Galaxy S24, care are cu vreo 40.000 de puncte mai mult. Am întrecut Zenfone 10, Xiaomi 13 Ultra, pe Realme GT 6, dar și pe S23 Fan Edition. Trecem la Geekbench 6, unde la testul single core avem 2070 de puncte, iar la cel multicore 6622 de puncte. La cel din urmă sub test suntem pe locul 12, cu 200 de puncte mai puțin decât un S24 Plus. Depășim totuși modele Ultra ca Xiaomi 13 Ultra, ba chiar și pe Honor Magic 6 Pro, astfel că lucrurile arată bine pentru acest Exynos. La testul de throttling al CPU-ului am pierdut 28% din performanță după 15 minute de rulare. Nu tocmai ideal, dar pe acolo se află și modelul Galaxy S24 Plus. Temperatura măsurată imediat după acest benchmark a fost de 42,5 grade Celsius, căldus ce e drept, dar nu exagerat. Cum diagonala lui Samsung Galaxy S24 FE a crescut, era de așteptat ca și bateria să beneficieze de un upgrade, astfel că, de la cei 4500 mAh predecesorului, urcăm acum la 4700 mAh. Nu e mult, dar era nevoie. Din păcate, nu sunt noutăți în materie de încărcare, dar despre asta un pic mai încolo. Începem cu testul de playback video, unde ne-am oprit la 23 de ore și 3 minute. Un scor nu tocmai impresionant dacă luăm în calcul clasarea pe locul 44 în topul nostru.
depășim al de Oppo Reno 11, Nothing Phone 1 și pe Xiaomi 14. Deasupra se află Nothing Phone 2A, Honor 200 Pro, dar și Motorola H50 Fusion sau iPhone 16. Poate cu 5000 de mAh stăteam mai bine. La utilizare continuă ne mulțumim cu doar 13 ore și 58 de minute, scor puțin mai bun decât obținea un Galaxy S23 de bază, acela avea 13 ore 52 de minute. La final vorbim și despre încărcare, cu maxim 25W pe fir, 15W wireless și cu încărcare wireless inversă. Nu avem adaptor la pachet, doar cablu de alimentare. Ai nevoie de o oră și 13 minute pentru a ajunge de la 0 la 100%. Ajungi la 30% în 15 minute și la 59% în 30 de minute. Apropo, am folosit un adaptor Baseus de 100W. Să vorbim și despre acustică. Pe parcursul anului 2024 am testat o mulțime de telefoane, dar niciun telefon nu mi-a rămas întipărit în minte atunci când a fost vorba de sunet, ci mai degrabă tabletele. Încet încet dispar telefoanele care au difuzoare stereo full size, deoarece majoritatea optează pentru sistemul hibrid, difuzor plus earpiece, exact ca acest caz, Galaxy S24 Fan Edition. Folosind decibelmetrul, am ajuns la 83,4 dB la difuzorul de sus și 85,1 dB la difuzorul de jos, cu sample-ul acustic. Scorurile sunt departe de podiumul ocupat de modele cu peste 95 de decibeli, dar chiar și în ciuda cifrelor, difuzoarele lui S24 FE se aud bine, oferind calitate și claritate fără vibrații și deformări la volum înalt. La multimedia, mai precis jocuri, urcăm la 94,6 decibeli, ceea ce este suficient pentru a satisface nevoile în materie de sunet când te joci sau urmărești serialul preferat. Samsung Galaxy S24 FE vine cu toate opțiunile de conectivitate ale seriei S24. Mă refer la suport eSIM, 5G și Wi-Fi 6E. Totuși, nu ajunge la Wi-Fi 7 și nu are nici Ultra Wideband. Are însă Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NFC și un port USB-C 3.2. Ca de obicei pentru Samsung, nu include emițător infraroșu. Apelurile se aud clar și tare, iar la testele de viteză am avut rezultate bune atât în cazul Wi-Fi cât și 5G. Acest smartphone de toamnă se bucură de 7 ani de actualizări majore Android și este un terminal pe care am încercat în premieră Galaxy AI în limba română. Funcția s-a activat de pe 28 octombrie printr-un update. Până la sosirea lui Android 15 mai avem de așteptat, astfel că descoperim ce ne rezervă actualul One UI 6.1 imediat. Interfața și funcțiile lui One UI 6.1 ne sunt deja familiare și nici aplicațiile preinstalate nu sunt chiar o surpriză. Avem suita Samsung și cea Google, iar cu opțiuni third party am găsit pe telefon Microsoft 365, OneDrive, LinkedIn, Outlook, Spotify, Netflix, Facebook și cam atât. Sunt aplicații pe care le poți șterge cu ușurință. Sunt multe opțiuni de personalizare, ai și acea bară laterală pentru comenzi rapide, iar dacă vrei poți asocia alte acțiuni pentru butonul Power la apăsarea dublă. Poate deschiderea camerei, spre exemplu. Dar gata cu aplicațiile, hai să vorbim despre Galaxy AI și nu oricum, ci în limba română. Hai să vedem acum funcțiile bazate pe Galaxy AI. Asistență la apelare. Această funcție oferă traducere în timp real în timpul apelurilor. Trebuie doar ca, în timpul apelului, să selectați traducere live de pe ecran pentru a începe traducerea. Puteți seta limba vorbită și limba celuilalt participant. Pentru limba română există o singură voce disponibilă pentru traducere, iar pentru engleză, de exemplu, avem două voci. Așa sună când traduceți un apel. Poți dezactiva sunetul vocii tale, astfel încât cealaltă persoană va auzi doar o traducere a ceea ce spui tu, la fel și viceversa. A doua funcție este asistența la conversație. Folosind AI, telefonul va traduce mesaje din anumite aplicații de conversație și mesagerie text. Poate chiar compune texte pe baza unui fragment sau a unei solicitări scrise și poate schimba tonul scrierii. Oferă și sugestii de ortografie și gramatică. Am mai găsit și funcția interpret, folosită pentru a traduce conversațiile în timp real. Este utilă pentru conversațiile față în față și, la fel ca și la asistență și traducere în apeluri, oferă același pachet de limbi disponibile, inclusiv română. Trecem la asistență notă. O funcție utilă mai ales la facultate și la interviuri, aceasta îți permite să iei notițe în timpul unei prezentări, cum mi se întâmpla mie în această perioadă de evenimente în care retailerii dezvăluie planurile pentru Black Friday. Poți obține formatarea notițelor, un rezumat, ba chiar și funcții de corectare. De asemenea, se pot transcrie și sintetiza înregistrările vocale sub formă de text, stenogramă dacă vreți. Avem apoi asistență la navigare. În timpul navigării web în browser, avem asistență la navigare cu funcții de sintetizare a articolelor și de traducerea lor. Nu uităm de asistență foto, astfel că în galerie găsim diverse opțiuni Galaxy AI, precum editare, prin mutarea, eliminarea și redimensionarea persoanelor și obiectelor. AI-ul va umple automat spațiile rămase goale,
Există și un Portrait Studio care îți permite să transformi o fotografie selfie într-o schiță, desen animat, pop art. Și că tot vorbim de asistență la nivel creativ, trecem la asistență la desen. Cu Galaxy AI poți, în timpul editării foto, să desenezi obiecte pe care dorești să le integrezi în fotografie. Practic, tu schițezi ceva naiv și acel ceva devine un obiect sau o creație artistică. Eu, spre exemplu, am ales o fotografie de noapte realizată cu Galaxy S24 FE, pe care am desenat o fantomă, iar AI-ul a generat-o neașteptat de bine în cadru. Am procedat la fel și cu o floare, pe care am desenat un fluture, care arată de parcă ar fi fost acolo tot timpul. Ultima funcție AI de pe listă este Fundal Ambient Fotografie. Ea schimbă automat imaginea de fundal în funcție de locația implicită din aplicația Meteo. Dacă afară ninge, poza ta de fundal va avea fulgi de nea. Practic este o animație aplicată peste fotografia ta de lock screen. Gata cu softul, am ajuns la cameră. S24 FE nu aduce noutăți majore la capitolul cameră dacă nu punem la socoteală opțiunile AI de editare și procesarea îmbunătățită datorită inteligenței artificiale. Modulul include o cameră wide de 50 megapixel cu stabilizare optică, o cameră telefoto de 8 megapixel cu zoom optic 3x și o cameră ultra wide de 12 megapixel unghi de captură de 123 de grade. Dintre acestea, camera telefoto are un senzor un pic mai mare în comparație cu predecesorul său. Restul specificațiilor rămân neschimbate. Camera selfie are 10 megapixeli, iar filmarea ajunge până la 4K la 60 fps. Camera principală filmează până la 8K în 30 de cadre pe secundă și are opțiuni 4K 60, 4K 30 sau 4K 120. Interfața camerei este familiară, având opțiunile foto clasice pentru seria S24. Mă gândesc la portrait, foto, video și zona mai multe, unde găsești modurile noapte, pro, video pro, food, panorama, slow motion, filmare accelerată, video portrait, dual rec și filmare unică. Există și filtre, fotografie în mișcare și filmare ultra steady. Și acum hai să vedem cum arată fotografiile. Începem cu cele selfie, unde camera face o treabă bună în a livra detalii și texturi în condiții variate. Nu am avut probleme cu supraexpunerea, iar culorile arată neașteptat de bine, fără suprasaturare. Decuparea este cam la 90% precizie, având și momente în care mai prinde elemente din jur, ceea ce poate bulversa camera. Îmi plac și capturile selfie obținute noaptea, clare și bine iluminate. Trecând la camera principală, veți obține fotografii arătoase pe timp de zi. Ultra-wide-ul are un unghi foarte generos, surprinzând mult mai mult decât alte telefoane testate în acest an. Camera principală poate avea momente de supraexpunere și suprasaturare când întâmpină dificultăți în a regla culorile și a aplica corect HDR-ul. Pozele ultra-wide par ceva mai constante în anumite scenarii. Culorile, cum ar fi ale unui gard, par mai vibrante decât în realitate, ca și cum ar fi proaspăt vopsit. Fotografiile cu arbor și covorul de frunze de toamnă arată bine. Albastrul cerului este plăcut, iar camera gestionează bine aglomerația urbană, inclusiv în fotografiile cu arhitectură bogată. Totuși, nimic nu este cu adevărat în evidență. Dacă ar fi să aleg un capitol unde camera lui Galaxy S24 FE se descurcă peste așteptări, acesta ar fi captura close-up. Distanța de focalizare este mică, aproape că poți realiza fotografii macro. În galeria de exemple veți vedea detalii clare în capturi cu robineți, vegetație, copaci și picături de apă pe frunze, toate foarte arătoase. Captura portrait este însă mai dificilă. Am avut provocări în a obține fotografia dorită, deoarece focusul a fost imprecis, cum ar fi atunci când am pozat o motocicletă Harley, dar camera a focalizat și vegetația din colțul stâng și trunchiul unui copac. Decuparea nu a fost întotdeauna precisă. În alte cadre, cum ar fi cele cu frunze colorate, s-au omis crenguțe, iar testul clasic de bokeh, cel cu felinarul de la o cabană cafenea, nu a impresionat, deoarece blurul a apărut pe corpul felinarului, creând un efect ciudat. Fotografiile cu flori din parc sunt frumoase, dar dacă te uiți mai atent la tulpini, vei observa că acestea nu sunt în focus, o situație des întâlnită. Spre final am surprins un fluture sau molie într-un cadru foarte reușit, deși încercările anterioare au avut probleme cu focusarea antenelor. Camera telefoto integrată pe S24 FE oferă un zoom optic 3x și zoom digital până la 30x. Este ideală pentru nevoile de fotografiere de la distanță. Vine în minte scenariul unui concert la care stai în spate. E bine totuși să nu exagerezi cu sliderul de zoom, deoarece la maxim vei obține doar detalii greu vizibile și un efect de pictură în ulei. Sfatul meu ar fi să vă limitați la 3x, așa beneficiați de zoom optic și păstrați detaliile intacte. Pentru captura nocturnă, acest telefon livrează performanțe bune, mai multă iluminare, detalii clare și culori bine definite cu o calmare a luminilor intense, cum ar fi siglele și corpurile de iluminat. Între blocuri, tonurile galbene sunt prezente, însă uneori Night Mode tinde să exagereze cu iluminarea. Mi-aș dori o combinație între cadrul standard și cel obținut cu Night Mode, unde să fie preluate doar halourile mai mici pentru rezultat mai natural. Pe Ultra Wide, texturile sunt mai nete de între clădiri, dar iluminarea urbană ajută la un rezultat mai bun. Night Mode scoate în evidență roșul intens de pe siglele magazinelor,
textul devine lizibil, iar culorile gardului sunt mai echilibrate față de zi, când păreau excesiv de vibrante. Zoom-ul rămâne de calitate până la 3x. Ajungem și la captura video, iar pentru cei interesați de vlogging selfie, Galaxy S24 FE este o alegere potrivită, inclusiv pentru filmare din mers. Cadrele sunt detaliate, culorile sunt naturale și apare doar ocazional o scenă cu supraexpunere, dar fără a deranja. Am testat telefonul cu o filmare în parc, unde stabilizarea a fost excelentă, fără vibrații sau suprasaturare, deși microfonul tinde să capteze mai multe zgomote de fundal decât mi-aș fi dorit. Culorile gardului par chiar mai plăcute decât la fotografii, iar filmarea Full HD se bucură de aceeași stabilizare de calitate. În mod 8K, stabilizarea continuă să fie eficientă, creând clipuri ideale de vizionat prin televizor 8K. Sau poți face crop dacă ești creator de conținut. Poți obține cadre artistice de toamnă, cu frunze căzând și un soare blând de octombrie. Dacă vrei ceva apropiat de gimbal, ai opțiunea Super Steady, care oferă mișcări line. Tot line sunt și panoramările, iar zoom-ul a fost testat pe un fluture prins în cadru, care a arătat fabulos în 4K. Alte teste? Păi, am avut urcarea scărilor, iar filmarea de noapte a relevat ceva zgomot între blocuri, dar și reflexii și tente de violet în jurul luminilor stradale. În zona magazinelor, stabilizarea și culorile se prezintă bine, deși luminile vitrinelor au un ușor efect de flicker. La final, am prins o intersecție aglomerată, plină de mașini, oameni și trafic, iar panoramarea în aceste condiții arată bine, păstrând detaliile clare. Am ajuns și la verdict, iar ca puncte pro aș menționa ecranul foarte luminos al lui Samsung Galaxy S24 Fan Edition. În plus, avem funcții de productivitate, creativitate și comunicare ale lui Galaxy AI, dar și o autonomie generoasă. Îmi plac difuzoarele stereo, iar stabilizarea Super Steady și-a făcut treaba foarte bine. Captura close-up m-a surprins foarte plăcut, la fel și cea selfie, atât foto cât și video. E de apreciat și angajamentul pentru 7 ani de actualizări Android. Ca neajunsuri, Samsung Galaxy S24 FE are o încărcare destul de lentă, plus lipsa încărcătorului la pachet și un oarecare throttling al procesorului. Totuși, nu e departe de alte modele S24 la acest capitol. Am remarcat și cazuri de supraexpunere și suprasaturare la fotografii, iar capturile portret au întâmpinat dificultăți în anumite cazuri, mai ales la obiecte și plante. Muchiile groase ale ecranului nu sunt tocmai atractive, iar filmarea nocturnă nu este la nivel de flagship. De asemenea, e păcat că nu avem autofocus pe camera selfie și pe cea ultra-wide. Aș recomanda acest telefon persoanei care are nevoie de o combinație între Galaxy AI și o unealtă de vlogging. Este un telefon view colorat care în curând ar putea ajunge sub 3000 de lei și care îți permite să documentezi toate călătoriile tale, să traduci tot ce vezi și auzi, să faci rezumate și să generezi artă 3D. Întrebarea de 1000 de puncte este cum se vor descurca cei 8 GB de RAM peste câțiva ani, mai ales având în vedere angajamentul de 7 ani de actualizări Android. A investi în acest telefon este ca o logodnă sau un mariaj. Crezi că va fi de durată sau consider că merită investit mai mult într-un flagship? Aș paria mai mult pe o achiziție de 2-3 ani în cazul S23 Fan Edition. Îl văd mai potrivit pentru fotografii, traduceri, antreprenoriat și vlogging decât pentru gaming sau utilizare a la long. Ar putea fi mai puțin longeviv decât un iPhone 16 sau 15, dar e și mai ieftin. Pe curând!